Delfinariul Constanța are un bazin de 1.000.000 de litri, 1.000 de metri cubi, moștenit din 78-a, ce erau reglementările atunci. Între timp, grija față și respectul față de animale au crescut și, în consecință, reglementările actuale cer bazine mai mari. Un complex de bazine care să însumeze minimum 3 milioane de litri. O suprafață de 800 de metri luciu de apă, față de 260 actuală. Toate acestea le-am prezentat domnului președinte al Consiliului Județean Constanța, Marius Horia Țuțuianu, care a înțeles și a găsit o soluție financiară prin Ministerul Turismului, care a adus 5 milioane de euro sumă disponibilă investiției la Delfinariul Constanța. Investiție care o face Consiliul Județean Constanța direct și care înseamnă construcția unor noi bazine adiacente acestuia în spate. Bazine care vor fi conectate și care vor constitui un prag depășit vis-a-vis de necesitățile de minimum necesar pentru a deține delfini în condiții de control uman. Nu mai o numim captivitate, fiindcă asta presupune animale odinioare sălbatice devenite prizoniere. Nu este cazul, este vorba de animale născute sub control uman, crescute în aceste condiții și pentru ele nu este o captivitate, ci este o viață alături de om. Ei bine, vom putea avea mai mulți delfini născuți în condiții de control uman și care vor sălășui în bazinele Constanței, împreună vor putea face în acest bazin reprezentațiile, fiindcă vrem să ne ținem, deși de un proiect european care a însemnat tot Consiliul Județean să aducă 3 milioane de euro și a făcut această anvelopă și a făcut aceste locuri, 1300 de locuri pe gradere, ceea ce este excepțional pe timpul verii cel puțin, dar în același timp să avem o condiție de proximitate vis-a-vis de spectatori delfini, o interfață care să ne pune pe primele locuri în delfinariile lumii din acest punct de vedere. Marea majoritatea delfinarilor sunt mari, bazine mari, suprafețele de vizitare sunt extinse, vizionare și în consecință nu ai un contact atât de apropiat cu delfinii. Suntem ca într-o arenă romană, suntem într-un spațiu care presupune o vizibilitate foarte bună, o apropiere față de animale și gândiți-vă cum ar fi ca aici să performeze 6 exemplare din această specie, Turcius truncatus, care în timpul liber vor sta în exterior, în bazinele exterioare, ce vor constitui marea parte a volumului de apă, iar aici vor veni să facă numai reprezentații, vor veni să aibă interfața și interacțiunea cu publicul. Sperăm ca în anul 2020 această investiție să demareze, ea a demarat ca și proiect, a demarat ca și achiziție, este la faza la care se desfășoară ordonat etapele ce țin de licitație și de atribuire. După ce vom avea un constructor, sperăm ca anul viitor să începem lucrările, să înceapă lucrările, repet, Consiliul Județean Constanța, domnului președinte Țuțuianu, îi mulțumim din acest punct de vedere și delfinii îi mulțumesc deopotrivă.